Domnul să fie lăudat pentru că ne dă ocazia să ne întâlnim cu El și El să poată să ne schimbe viața. Fiecare întrunire, adunare sacră ar trebui să fie privită pe lângă o sursă de părtășie și bucurie, o ocazie de schimbare, o ocazie de cercetare de sine, de descoperire a anumitor lucruri și apoi ocazie de pocăință, de schimbare prin Harul lui Dumnezeu. În felul acesta, omul care vine la adunare e tot mai bun, e nou și nou și nou. Se înnoiește după chipul și asemănarea celui care l-a creat. Cu această ocazie voi vorbi despre un subiect foarte serios. L-am intitulat Eliberat de trăsături diabolice. Și acest lucru, aceste trăsături diabolice, sigur, fiecare defect, fiecare păcat este o trăsătură de la rău, de la cel rău. Și putem spune că orice lucru care nu vine de la Dumnezeu e un lucru rău. Dar cu ocazia aceasta am să vorbesc de anumite trăsături care sunt în mod special felul de lucru al celui rău și care ar trebui să nu avem nimic de a face, care ar trebui să nu ne caracterizeze și care ar trebui să fie într-adevăr condamnabilă pentru noi, desperiat și ar trebui să ne ferim cu orice chip. Știți că atunci când discută Dumnezeu despre starea omului în Ieremia 17, spune că inima omului este cum? Sunt două trăsături care o caracterizează nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Deci este înșelătoare și rea. La extrem și înșelătoare, la extrem și rea. Când venim de la Satana, pentru că toți venim din, toată lumea zace în cel rău, doar cel care este în Dumnezeu. Când venim de acolo, din școala prințului întunericului, voi venim cu o inimă care e foarte înșelătoare și foarte rea, acestea fiind trăsăturile cu care El ne impregnează, că așa este El. Extrem de înșelător, extrem de destructiv. De aceea, armele pe care diavolul le-a folosit în războiul din cer au fost acestea. Citim la Apocalipsa 12 cu 7, știți aceste versete, până la 10. Și în cer s-a făcut un război. V-ați gândit vreodată cum s-a dus războiul acesta? Ce tip de război a fost și cum? Citim că Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Deci citim că Domnul Iisus, El este Arhanghelul Mihail, nu? Și cu îngerii buni s-au luptat cu Balaurul, cu șarpele cel vechi. Deci a avut loc un conflict. Două armate, două părți, două tipuri de arme care s-au folosit, să știți. Și Mihail s-a luptat. Deci Dumnezeu luptă și El, pe calea Lui, în felul Lui, în stilul Lui, cu armele Lui. Și diavolul s-a luptat cu disperare, în stilul Lui, cu armele Lui specifice. Oare ce arme să fi folosit cele două tabere? Nu. Cu ce s-au luptat? Cu ce au tras? Nu? Pe vremuri știm că luptele fizice se purtau cu pumnii, se purtau cu sabia, cu cuțite, cu sulițe, cu... Mai târziu s-a inventat praful de pușcă, au început cu arme de foc. Mai târziu, acum sunt arme de nimicire în masă, arme chimice. Dar în cer s-a făcut un război? Credeți că a fost tot așa cu artileria greacă? Când citim ce scrie le noi, tipul de război care s-a dus acolo, vorbim de un război la nivel spiritual, la nivel mental care s-a dus. Un adevărat război care s-a purtat într-o două tabere care erau potrivnice. Sigur, Dumnezeu avea, ce credeți că arme are Dumnezeu? Vă las să vă gândiți cu ce arme se luptă Dumnezeu, că scrie că s-a luptat. Să știți că răul trebuie combătut. Sunt convins că răul trebuie combătut, că citim că s-a luptat. Deci trebuie doar folosit armele corecte. Nu putem să împrumutăm armele diavolului sub nicio formă. Slavă Domnului că scrie și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat cu ei, dar n-au putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Până la urmă, Balaurul n-a reușit cu armele lui să biruiască. Și Balaurul cel mare, ca să vedem cum se luptă el, șarpele cel vechi numit diavolul și Satan, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Acela care înșală, deci observăm că arma lui specială a fost minciuna, înșelătoria, prefăcătoria. Deci în asta a excelat și știți când este spus că când te antrenezi în ceva și faci ceva pe o anumită linie, devii bun. Indiferent ce ai face, dacă ești un de-astea care ești perseverent,
Bun în rău, adică perfecționat în rău sau perfecționat să face bine, în orice domeniu devii foarte bun. El a devenit specialist în a înșela, în așa fel încât întreaga lume, când se vorbește întreaga lume, nu spune de pământ. În cazul ăsta, în circumstanțele în care se vorbește aici, se vorbește de lumea lui Dumnezeu, în univers. A proliferat minciuna, înșelăciuna. La el nu găsește adevăr. Când deschide gura, spune minciună, prezintă în așa fel, dar este maestru subtilităților. Și a fost aruncat pe pământ, deci acum războiul continuă unde? Aici, da? Cu ce arme? Cu aceleași arme la care este specializat, nu? Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui și am auzit în cer un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos, se bucură cerul. Deci observăm că, iată, felul de lucru al șarpelui. El joacă, cum se zice, la două capete. Adică el era pârâșul fraților. În fața lui Dumnezeu îi pâra pe ce? Pe toți. Nu? În fața celorlalți. Deci vine la tine și mă pârăște pe mine. Vine la mine și te pârăște pe minte despre tine. În așa fel încât noi începem să ne luptăm unul împotriva altuia. Ne dezbină și ne distruge pe amândoi în același timp, nu? Distruge încrederea unul în altul. Pârâșul fraților, acela care înșală întreaga lume. Deja am descoperit minciuna, prefăcătoria, calomnia, dus într-o parte și în alta, reprezintă ce felul în care el a lucrat în cer. Și dacă el să ne impregneze ființa umană, cu ce credeți că o impregnează? Când intrăm în școala lui. Exact la fel ajungem ca și el. Acela care îi pura, pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pura. Deci mergea cu tot felul de lucruri subtile, în așa fel încât crea îndoială, crea suspiciune, distrugea relații. Și știm îngerilor ce le spunea despre Dumnezeu, că n-ar fi, dar tot subtil, n-ar fi așa. Nu e atât de drept cum se crede, nu e atât de bun cum se crede, nu? Caută totul pentru el. De ce ne îngrădește? De ce face așa ceva? Tot felul de lucruri care le disemina și în felul acesta s-a început războiul. Cu ce să se lupte? Dumnezeu. Cu armele lui Dumnezeu, sigur. El are armele lui specifice care sunt întotdeauna, să știți, un om, ceea ce face, de fapt, îl reprezintă. Ceea ce ești în adâncul inimii, la un moment dat vei transmite în exterior. Acțiunile te caracterizează, sunt tipice. Dacă te pretezi la un anumit lucru să-l faci, înseamnă că în inima ta ești murdar la nivelul acela. Citim că războiul din cer a fost câștigat de Mihail și îngerii buni, iar diavolul a fost aruncat pe pământ. Sigur, urmează acest război care se continuă pe pământ. Iar armele folosite de tabăra lui Dumnezeu au fost următoarele. Isaia 65:16. Așa că cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta numele Dumnezeului adevărului. Și cine va jura în țară, va jura pe Dumnezeu adevărului, căci vechile suferințe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii mei. Aici se vorbește despre Dumnezeu, că este Dumnezeu adevărului. Deci viața lui în întregime emană adevăr. Este trăsătura lui de bază, dragostea și adevărul. Dumnezeu adevărului, vă aduceți aminte, Ioan 14:6, că Iisus a spus: eu sunt adevărul, nu doar că eu vorbesc adevărul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Dumnezeu și Fiul Său, care au același caracter, nu? Iisus fiind imaginea, copia fidelă acestei ființe, care este Tatăl Ceresc, sunt adevărul. Au adevărul, sunt adevărul, trăiesc în adevăr și tot ceea ce spun este adevăr. Despre Dumnezeu se spune că El este Cel care nu poate să mintă. Citim de asemenea Ioan 18:20. Deci nu uitați, tot ce e legat de Dumnezeu e legat de adevăr. Tot ce e legat de minciune e legat de acela care înșală. În plus, Ioan 18:20, Iisus i-a răspuns: eu am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună tot iudeii, și n-am spus nimic în ascuns. Știți, când încercau ca să-l ia să spună nu știu ce,
Dar ce-i nevoie să mă interoghez pentru faptul că întotdeauna spuneam vorbit pe față și n-am vorbit în ascuns? Aici este o altă trăsătură descoperită în Fiul lui Dumnezeu, care era trăsătura lui Dumnezeu. Și anume, când Dumnezeu face, o face pe față. Și abordare, orice abordare o face lui Cain, vă aduceți aminte. I-a ieșit în față și a spus, unde e fratele tău? Ce ai făcut? Nu? Întotdeauna abordările lui Dumnezeu și în ceruri când s-a început confruntarea, l-a abordat. Și spune, întotdeauna când Dumnezeu face ceva, o face pe față și nu n-ascund. Știți ce înseamnă asta? Transparență. Știți ce e un lucru transparent? Limpede ca și cristalul tronului Dumnezeu, izvorul ăla care ieșea din tron. Știți ce e limpede ca și cristalul? Te uiți și treci până vezi în partea cealaltă, nu? Vezi fundul. Am fost la Marea Adriatică când am fost în Croația și ce m-a uimit foarte mult și m-am gândit la lucrul acesta față de alte ape pe care le-am văzut, era extrem de transparentă. Deci avea impresia că e mică adâncimea, dar de fapt era foarte adânc acolo. Erau poate 4 metri unde te uitai și vedeai plântuțe mici pe fundul și pietricele, vedeai totul. Vedeai totul în jos, în spate. Asta e transparența. Dumnezeu este Dumnezeu adevărului. Spunem totdeauna adevărul, umblă în adevăr și este transparent. Este clar. Nu este, n-are nimic de ascuns. Nu te învăluie, nu te ia cu subtilități, nu lucrează pe la spate, întotdeauna lucrează direct și frumos. Și clar. Iisus spunea în Ioan 17:19 și eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Observați ceea ce te face sacru, deosebit, pus deoparte. Sfânt este. Sfințit prin adevăr. Putem să fim mântuiți, putem să fim schimbați, dar doar prin adevăr. Pentru asta ce trebuie? Să ne ținem de adevăr. Continuu trebuie să ne ținem de adevăr. Fiecare lucru care se depărtează de adevăr înseamnă o depărtare de mântuire, de fapt, de mijlocul prin care suntem salvați. Noi suntem salvați doar prin adevăr. De aceea, cu disperare, trebuie să fim eliberați de orice minciună și orice încercare de a minți vreodată sau a înșela. Pentru că asta face parte din lumea lui Satana. În plus, a 2 Corinteni 10:4, căci armele cu care ne luptăm, noi observați că și creștinii și copiii lui Dumnezeu au arme. Sunt armele cu care s-a luptat Domnul Iisus cu balaurul, nu? Nu sunt supuse firii pământești în King James, nu sunt carnale. Nu sunt firești armele astea. Ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. La 2 Corinteni 6:6, prin curăție, puritate, scrie în Fidel în King James, prin puritate. Știți ce este puritatea? Curăția. Zice să avem curăție de inimă, ferice de cei curați cu inima. Ei vor fi copiii lui Dumnezeu. Știți ce ai să ai o inimă curată? O inimă pură, nu o inimă înșelătoare. De aceea primul lucru care trebuie reglat în viața noastră este să ai inima curată înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea oamenilor. Spunea Pavel, am o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu. Mă silesc să am o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și oamenilor. Adică când vorbești ceva, să fie din inimă, dintr-o inimă curată și pură, să n-ai alte interese, să nu umbli de altceva, ce-ți vorbește gura aia să fie și în inimă. Întotdeauna, deci, să te lupți să ai o inimă curată în fața lui Dumnezeu. Sigur, inima noastră când vine de la școala celui rău este nespus de înșelătoare și deznădăjduirea. E pusă să facă rău și e foarte viclenă. Asta este inima fiecărui om. Cine nu s-a pocăit de viclenia și intenția de a înșela și felul meschin de a te preface, are de ce să pocăiască. Poate să aibă 20 de ani la credință. Nu scap decât de păcatele pentru care ai făcut pocăința. Să nu crezi că păcatul se duce în altfel din viața noastră. Când venim de la... Credeți că n-am rămas tarați și stigmatizați de legătura cu cel rău? Sigur am scăpat, de ce ne-am rugat? Scapă-mă, Doamne! Dar de ce nu ne-am rugat și tocmai baza legăturii cu el, inima nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea? Prin curăție sau prin puritate, ăștia sunt armele. Prin înțelepciune în fidela, prin cunoaștere. Știți, ca să nu fim înșelați, trebuie să cunoaștem. Înșelăciunea ca să dispară, să se volatilizeze, știți ce trebuie? Cunoaștere. Ce-și propune Dumnezeu? Să-l demaște pe Satana. Ce-a făcut în cer? Diavolul s-a luptat cu minciuna, Dumnezeu s-a luptat cu ce? Cu adevărul. Și pe parcursul planului de mântuire ce a făcut? Decât să demaște lucrarea răului și să arate care e adevărul. Ca oamenii să cunoască și să aleagă după aceea.
De ce? Pentru că dacă ai decât minciuna, nu știi ce să alegi. Nu poți alege corect. Trebuie să ai adevărul. Și spune că a dezvelit, a dezgolit stăpânirile. Știți? Le-a făcut de rușine în sensul că a arătat cine este Satana. La cruce a fost o demascare a principiilor răului în contradicție cu ce? Cu principiile adevărului și binelui. Deci, e nevoie de ce? De adevăr, e nevoie de puritate, de inimă curată. Asta sunt armele. Prin bunătate, prin Duhul Sfânt, prin dragoste neprefăcută. Observați armele lui Dumnezeu. Dragoste neprefăcută prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire și de apărare pe care le dă neprihănirea. Observați, neprihănirea are arme și de apărare, dar are arme și de atac, să știți. E un război care se poartă, un război de două armate, pe două principii diferite, cu armament diferit. Războiul s-a continuat pe pământ. Și ca să vedeți cum lucrează Satana și pentru a înțelege dacă avem vreo legătură cu el sau nu, uitați-vă cum lucrează el. Dacă vă regăsiți în felul în care el acționează, să știți că înseamnă avem o legătură organică cu el. Citim Geneza 3:1. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Acum întrebarea este, Dumnezeu le declarase pe toate când s-a uitat, cum? Foarte bune. A făcut Dumnezeu animale rele, șirete, prefăcute. Nu a făcut, pentru că el a făcut o creație perfectă în așa fel încât el s-a și bucurat, a răsuflat bucuros și când le-a privit cu ochiul lui atent, care examinează și nu scapă ceva, l-a declarat, toate sunt extraordinar de bune. Și retenia de unde provenea? În realitate, șarpele nu era decât un mediu, o față, al cuiva care nu venea pe față. Știți cum ar fi fost corect să vină? Dar el nu lucrează așa. Și niciodată nu o să vină așa cum îmi se spun. Să vină la Eva și să-i spună, uite care e ideea. Știi, eu sunt în război cu Dumnezeu. Sunt în război cu Dumnezeu. De ce sunt în război? Pur și simplu vreau și eu să fiu, să mi se închine, să am măcar pe cineva să mi se închine. Mie nu-mi pasă în realitate de voi, știi? Eu vreau doar să vă folosesc. Înțelegeți? Și când nu mai am ce să vă folosesc la voi, întotdeauna vă casez, vă abandonez și vă dau la o parte, vă distrug, pentru că n-am iubire pentru nimeni decât pentru mine. În realitate, cam asta este ceea ce vreau să fac. Nu o să dau viață nimănui, nu o să fac fericit pe nimeni, am să distrug pe toți. Vreau să mă închinați ca să pot să câștig și eu un război acesta cu Dumnezeu. Cam asta urmărea. Înțelegeți? În realitate, exact asta făcea, nu? Dar n-a venit așa, nu? Să spune, eu sunt diavolul și astea sunt intențiile și scopurile mele, astea sunt motivațiile mele, asta vreau să ating, asta vreau să fac cu voi. Deși exact asta urma să facă. Ce a venit? Nu-l vezi pe diavolul, vezi? O fațadă. Un rol. Cineva care e în spatele la, are o altă față, dar e în spate altcineva, nu? Șarpele era o creatură a lui Dumnezeu, una dintre cele mai frumoase, pentru că după blesteme a spus să te târăști. Asta înseamnă că nu s-a târât înainte, că altfel nu avea cum să-i spună ceva care deja făcea, nu blestemul. Asta înseamnă că zbura, nu se târa și că era uimitor de frumos și când l-au zis că și vorbește, nicio făptură nu vorbea. Înțelegeți? Chiar e uimitor să vorbească. Și a început să-i spună cum a dobândit capacitatea aceasta și începe. Era travestit, juca un rol, purta o mască. Trebuie să vă gândiți, oare noi ne prefacem în anumite circunstanțe? Reușim să ne travestim, reușim să zâmbim când de fapt nu avem niciun pic de dragoste pentru respectiva persoană. Întrebăm de sănătate când de fapt nu ne interesează de respectiva persoană. Îi spunem cuvinte pe care nu le gândim. Jucăm un rol, ne purtăm ca și cameleonul, de fapt avem nu știu câte fețe. Pentru că așa ceva nu face Dumnezeu. Niciodată Mântuitorul nu s-ar fi coborât să facă așa ceva. Asta face parte din soul diavolului. Trebuie să ne gândim, oare suntem prefăcuți? Dragostea noastră e prefăcută. Ce vorbim aici, vorbim și în alte circumstanțe. Acea pace a Domnului care ne salutăm este într-adevăr pacea care o dorim celuilalt și suntem în pace cu ceilalți sau în spate începem un război subtil? Ce facem? Pentru că asta face șarpele. Asta a moștenit de la el. Și începe primele cuvinte. El a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Observați ce subtil este. El n-a spus, știți ce, vreau să nimicesc total încrederea voastră în Dumnezeu. Vreau să nu mai credeți pe el și să credeți minciunile mele.
nu mai credeți ce spune el, e adevărat ce spune el, dar nu vreau să vă încredeți în el, vreau să vă încredeți în mine. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Și așa ne ducem și noi, picolo, picolo, și spunem, nu-i chiar așa, e în alt fel. Și începem să mistificăm, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină, observați subtilitatea abordării, dorința de a-L discredita pe Dumnezeu. Ce făcea la Eva? Ce-i făcea la Eva? Îl discredita subtil pe Dumnezeu, că nu ar fi chiar așa cum crezi tu despre Dumnezeu, că este și spune că ce spune nu-i chiar așa, că ce face nu-i chiar așa. Îl discredita, iar pe Eva ce făcea după ce păcătuia? Unde se ducea? La Dumnezeu și-o pura? Asta nu merită să fie aibă viață, asta e de ce face, de ce este? Îl vede pe Iosua îmbrăcat cu haine murdare și pârâșul fraților pârându-l. Nu merită, trebuie distrus, trebuie terminat, că asta este adevărul. Deci ei spunea, știi ce, trebuie să fii cu mine, că Dumnezeu nu-i chiar așa. La Dumnezeu spune, Eva e nenorocită, e o terminată, este, uite, nu te ascultă, nu merită să fie în Eden, sub nicio formă. Observați cum lucrează. Te regăsești? Facem și noi așa ceva, fraților. Acum dăm mâna aia în spate, acolo te întâlnești cu celălalt și spui un nenorocit ăla, nu știi tu ce nenorocit este, nu? Jucăm la două capete, nu? Jucăm rolul, purtăm măști, ne travestim, pretindem, insinuăm. Femeia a răspuns, știți, putem să mâncăm, dar despre pom ne-a spus să nu mâncați, că veți muri. Și acum șarpele zice, o tărâcă, nu veți muri. Observați cum deschide gura. Știți ce discut? Cum deschide gura? Minte! Hotărâcă nu veți muri. Ba chiar au murit. Să știți că au murit. Și că era foarte adevărat ce a spus Dumnezeu, nu? Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și rău. Iarăși minte. Nu doar hotărâcă nu veți muri și au murit. Dar Dumnezeu știe că în ziua vorbește, deci nu numai despre efectele, minciună dublă, despre efectele călcării legii. Că nu-i nimica dacă faceți. Din contră o să fie, intrați într-o sferă de înțelepciune. Dar Dumnezeu e problema cu el, de-aia nu vă lasă. Că știe că în momentul când o să mâncați, o să intrați într-o sferă superioară, el vă oprește cunoștința asta, nu vrea să ajunge să fiți ca și el. Vrea să vă țină în orbire, vrea să nu știți ce interese are. Deci, pe de o parte, vorbește mincinos despre efectele a ceea ce urmează să facă, că urmau să moară, și vorbește, îl discreditează pe Dumnezeu că n-ar fi bun, ar fi ascuns, că de fapt este egoist, că vrea să-i folosească. Îl discreditează și pe Dumnezeu. În același timp, în două fraze, tot ce spunea era, de fapt, nu ar minciune, dar o înșelătorie subtilă creată ca să distrugă încrederea în Dumnezeu, să-L discrediteze și Eva, să nu mai să fugă de Dumnezeu. Ați văzut cum alergau ca bezmetici și s-ascundeau prin ce le făcea Dumnezeu în străin. S-au înstrăinat de Dumnezeu. De ce s-au înstrăinat? Prin faptul că au crezut minciuni despre El. Cine le semănase? Diavolul le semănase. Și credeți că nu continuă să lucreze? Pe pământ lucrează. Și numai că și-a făcut agenți. A folosit după Eva, după aceea du-te la Adam și minte-l și pe Adam. Nu mai trebuie să merg eu, că deja m-am înfilipat în mintea ta, acum lucrez de exact la pupitul de comandă, acum du-te tu. Și lumea s-a mulțit. Și s-a mulțit împreună cu lumea ce? Au deschis ochii. Și au văzut că erau goi. Aia a fost descoperirea savantă pe care au făcut-o. De fapt că erau fără slava lui Dumnezeu. Au descoperit că se moare cu adevărat. Au descoperit că, de fapt, nu e așa cum spune șarpele. Deși mândria și egocentrismul sunt trăsături dominante ale diavolului. Știți că este dorința lui să se înalțe și egocentrică, totul este doar pentru el, nu-i pasă de nimeni, n-are un pic de iubire pentru cineva și nu va da cuiva ceva bun vreodată. În realitate, ceea ce ne face copiii lui și părtași la felul lui de lucru e altceva, sunt alte trăsături și anume minciuna, înșelătoria cu scopul de a face rău, implicit de a distruge pe ceilalți. În Ioan 8:44, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru, el de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr pentru că în el nu e adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Observați, de ce a făcut copiii
diavolului la un moment dat. Deci ce face ca să nu mai fim copiii lui Dumnezeu și să aderăm la diavolul? Felul lui de lucru, de a fi. Iar când vorbește de felul lui de lucru, vorbește de faptul că e mincinos și tot ce spune e șada și minte, cu scopul de a distruge că e ucigaș de la început. Observați, nespus de înșelătoare inimă, deznădăjduit. În Eclesiastul 7:29, numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, observați contrastul, dar ei umblă cu multe și retenii. Observați ce exact inversul la fără prihană, la neprihănire. Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar îi umblă cu multe și retenii. Înseamnă că ce înseamnă fără prihană din latura aceasta? Dar, observați, e un contrast. Hai să fii spus. Inversul neprihănirii este să umbli cu multe și retenii, cu multe și retlicuri. Ce înseamnă neprihănirea? Să nu umbli sub nicio formă cu vânt și retric sau cu viclenie. Să spui adevărul, să fii pur, să fii transparent, este neprihănirea din latura aceasta. Este adevărul întruchipat. Înțelegeți? Inversul este a umbla cu și retenii. Acest dar îi umblă cu multe și retenii față de Dumnezeu a făcut neprihăniți, arată în ce a fost schilodită ființa umană. Devenim și rez, devenim vicleni, manipulatori și nu mai spunem adevărul. Umblăm cu tot felul de lucruri ascunse, umblăm pe la spate, înjunghiem pe ceilalți pe la spate zâmbindu-le. Înțelegeți? Și asta este exact diavolul, ceea ce face. Nici nu dăm seama ce legătură avem cu el când facem aceste lucruri. Ați auzit de complexul Ioab? Știți cine a fost Ioab? Ioab a fost un om tare viteaz, dar în același timp un om foarte crud. Dar cel caracteriza pe Ioab, dincolo de faptul că ucidea fără milă, un tip sadic care te ștergea de pe fața pământului fără să se gândească, fără să aibă compasiune, era faptul că era foarte viclean. Viclenia cu acest element sadic este exact complexul lui Satan. Nu? Ori de câte ori vorbește în șale, mincinos, dar este ucigaș de la început. Știți, după moartea fiului său Absalom, conducătorul oștirii pe care îl pusese Absalom, știți cine a fost? A fost Amasa. Și David l-a chemat pe Amasa înapoi la el. I-a spus că, haideți, știți, David a încercat să înduplece poporul ca să fie toți împreună la oaltă. Și ar fi fost posibil să fie împreună pentru că era loc și pentru Amasa și pentru Ioab. Și David a trimis în a doua Samuel 19:13, David a spus lui Amasa, spuneți-i așa, nu ești tu oare os din oasele mele și carne din carnea mea? Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea dacă nu vei fi înaintea mea pentru totdeauna căpetenia oștirii în locul lui Ioab. Și Ioab a auzit. Deci el a vrut să facă pace și bineînțeles Ioab urma să fie și el un om de vază și un om, avea loc și Ioab, avea loc și Amasa, nu? Dar Ioab a auzit că Amasa urmează să fie pus în locul lui. Și s-a dus să-l felicite, bineînțeles. A doua Samuel 20:8, când au fost lângă piatra cea mare care este în Gabaon, până la 11, Amasa a ajuns înaintea lor. Ioab era încins cu o sabie pe deasupra hainelor de război cu care era îmbrăcat, era legată la coapsă și sta în teacă. Și când a înaintat Ioab, sabia a alunecat. În timp ce mergea el, fără să vadă celălalt, a scos deja sabia, o avea scoasă, nu mai era în teacă. Era pe lângă el, dar o ținea în mână. Ioab i-a zis lui Amasa, ești sănătos, frate. Și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute. Nu știa că era sărutul fatal. Amasa n-a luat seamă, că a trebuit să luăm bine seama la complexul ăsta. Oamenii care au un astfel de complex, nu-i rău ca să păstrezi distanța. Chiar dacă zic că vor să te sărută, trebuie să păstrezi un pic distanța, pentru că nu știi dacă are sabia în teacă sau are deja scoasă. N-a luat seama la sabia care era mâna lui Ioab și Ioab l-a lovit cu ea în pântă ce i-a vărsat măruntaiele pe pământ. I-au sărit organele jos. Lovitură bună. Fără să-i mai dea a doua lovitură, că nu mai era nevoie. Și Amasa a murit. A murit auzind ultimele cuvinte drăguțe și dulci. E sănătos, frate. Vino să te sărut. În realitate ce-ți făcea? El avea sabia. Și ți-a vărsat măruntaiele. Ăsta e complexul Ioab. Complexul Ioab.
Știți cum au murit Ioab? Știți că se întoarce, știți, roata se întoarce, legea compensației. A fugit în templu, templu a intrat în templu, știți că nu avea voie, oamenii, nici împărații puteai să fii, nu aveai voie să intri în templu Domnului. S-a prins de altar, că zicea că de acolo nu-l scoate, dar de acolo l-a scos. Știți unde a fost omorât? În templu a fost omorât, lângă altar. Benaia, conducătorul, omul de bază al lui Solomon, s-a dus și acolo l-a omorât. Lângă altar, în templul Domnului a înjunghiat. De ce? Cum să se facă un măcel chiar acolo? Era o lege. Că cel care omoară, mișelește, cel care e mișel. Zice, și de la altar să-l scoți și să-l omori din poporul. Se curețe așa ceva. Deci Dumnezeu dăduse o lege în așa fel încât cel mișel și în templu trebuia să-l scoți de acolo, așa ceva. Dumnezeu nu-i de acord cu așa ceva. A încheiat-o urât, de aceea ar trebui să ne gândim și noi să nu avem boala aceasta, complexul Ioab, nu? Viclenie, multă asociată cu ce, cu spirit, cu zime, nu? Ne zâmbim în față și în restul ne înjunghiem pe la spate, ne distrugem reputația, aruncăm cu proiectile fără milă, fără nicio problemă. Doi bani nu dăm pe el în realitate, dar când ne întâlnim, ne zâmbim și pretindem, ce faci frate, ești sănătos, ești bine, nu vrei să te ajut cu ceva? E diabolic, să știți. Comportamentul acesta e diabolic. Dacă avem cea mai mică legătură cu el, să strigăm la Dumnezeu, că nu o sfârșim bine. Deseori, viclenia, minciuna și prefăcătoria sunt folosite fie pentru invidie. De ce l-a sacrificat pe Amasa? Pentru faptul că nu trebuia cineva să fie în locul lui sau să fie văzut mai bine decât el. El trebuia să fie acela. Fie pentru atingerea unor scopuri de lăcomie, scopuri, interese materiale meschine, acesta e cazul complexului Gehazi. Știți, Elisei vine Naaman, leprosul, sirianul, este vindecat de Dumnezeu, Naaman rămâne extraordinar de impresionat, a doua Reși 5 cu 20 până la 27. Și apoi, slujitorul Gehazi, după ce Naaman pleacă de la Elisei, pentru că Elisei nu vrea să ia nici măcar un act de la el, din darurile bogate. De ce? Pentru ca Naaman să înțeleagă că vindecarea și mântuirea lui Dumnezeu nu se plătesc, că slujitorul lui Dumnezeu nu-s lacom, ci nu poate să plătească. Rămâne mai impresionat. Gehazi este turbat de supărare că nu a luat nimic și aleargă după el și spune, viu e Domnul că nu o să-l lasă scape pe ăsta, nu? Viu e Domnul, auziți? Vorbim de Dumnezeu atât de larg, dar nu avem nimic comun cu Dumnezeu, că e Dumnezeu adevărului, să știți. Un Dumnezeu care face lucrurile ce a spus Domnul Iisus, pe față. De ce mă interoghezi, trebuie să afli sau să aduci? Nu trebuie să aduci, că am vorbit întotdeauna pe față, deschis, transparent, cu toți oamenii în templu, toată lumea m-a auzit ce sunt, ce fac și asta, nu? Și Gehazi se duce, stăpânul meu m-a trimis la tine, prima. Îl trimisese Elisei. Îl discreditează și pe Elisei, că le-a spus, e Domnul că nu iau nimic, ai auz. Ăla zice, s-a răzgândit, deci nu e chiar așa, se sucesc ăștia, nu sunt chiar așa cum spun, cum se pare. Stăpânul meu mi-a zis, uite, au venit doi tineri din muntele lui Efraim, altă minciună, în ultimii să nici stăpânul, nu veni să nici doi tineri și trebuia să-i îmbrace pe ei, pe aia din muntele lui Efraim și să le dea nu știu ce cadouri, nu? Ce? Și minciunile curg, nu. Naaman, sigur, e recunoscător pentru vindecare, deși rămâne, cred că, un pic așa bruiat, un pic confuz, nu, de schimbarea asta de peisaj. Îi dă, îl duce și vine cu o față nevinovat după aceea în fața lui Elisei. Unde ai fost? Robul tău n-a fost nicăieri unde să fiu. Pe aici am fost și eu, probabil că am drugat amănunte ca să pară mai credibil. Am fost pe aici, pe aproape. Nu. Zice, oare n-a fost Duhul meu cu tine? Știți cum este cu minciuna? Minciuna este la suprafață. Noi ne îngrijim deseori. Te duce și spui partea cealaltă, dar să nu afle celălalt, că nu știu ce poate să-mi facă. Eu vreau pentru binele tău să spun, să te ferești. În realitate, iese la suprafață, iese de colo. Știți că e natura adevărului, zice că adevărul e ca un ulei. Îl pui pe apă, vrei să-l bagi la fund, dar știți ce face uleiul. Asta e natura adevărului, că iese deasupra, iese ca tot să-l cunoască, să-l vadă. Cine face asta? Dumnezeu face asta, adevărul. De ce? Știți ce s-a întâmplat cu Gehazi, săracul?
nu ai râvnit la ale lui, lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna, să știți. Asta este ce? Oricine umblă cu minciuni cu prefăcătorii, știți ce se lipește de el? Nu știu neapărat dacă face o boală fizică, poate va fi trecut și prin experiențe de genul acesta, ca să-l zguduie Dumnezeu. Dar o lepră sigur se lipește de el și de toți urmașii lui. Este lepra prefăcătoriei care se transmite mai departe, ca un aluat lucrează. E foarte periculos în viața noastră să începem să denaturăm adevărurile, să ne prefacem, să știți, nici nu știți că ne afectează lucrul acesta. Îți cuprinde întregul. Cuprinde întregul. Apoi, unul dintre ucenicii și apropiații Domnului Iisus are complexul acesta. Acest complex diabolic. Știți, Iuda a fost numit, Ioan 6, 70-71, nu v-am mai ales eu pe voi 12, totuși unul dintre voi este un demon. De ce a fost numit? Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanu, că el avea să-l vândă, unul din cei 12, căci el avea să-l vândă. Deci nu a fost demon pentru că a fost lacom de bani. Lăcomia de bani este idolatrie, e periculos, e păcat mare. Știți ce spune de iubirea de bani? Vă aduceți aminte ce spune iubirea de bani? Dar nu te face nicăieri în Biblie că ești demon pentru faptul că iubești banii, deși asta te poate distruge, te poți să rătăcești de la credință, să-ți pierzi credința în Dumnezeu și să te străpun singur cu o mulțime de chinuri și multe nenorociri să intri în ele. Dar nu pentru asta ești demon, să știți. Ci că căci el avea să-l vândă, știți cum l-a vândut? În timp ce venea la cină, în timp ce îngrija de treburile pentru cine, nici ucenicii nu știau ce face. Și când i-a zis, du-te ce ai de făcut să facă, i-a crezut că îi trimite să aranjeze, să organizeze niște lucruri pentru comunitate, nu? Apropo, Iuda este unul care nu-l cunoști, nu-ți dai seama ce lucrează, că lucrează subtil, nu pe față care face rele pe față. Cu ăla trebuie să te comporți în altfel, Iuda e în altfel. Iuda zice, citim, când Maria vine acolo și vede, răvânește la banii aia care putea el să ia. Dar nu zice, știi ceva, îmi tremură barba după bani și aș vrea să iau, să-i... Că ar fi mai direct. Ci spune ceva, spune niște cuvinte care îl transformă pentru ceilalți într-un pios. N-ar trebui mai degrabă decât să facem risipa asta. Dar nu zice tare, n-ar trebui risipa asta să facă, nu-s de acord cu asta. Îmi spune întorcându-se către ucenici pe acolo, printre ei. Și uitați ce extravaganță, ce risipitor și cauza, uite, Domnului duce lipsă de bani, cât bine, cât lucrare îmi putea să facem cu asta și ceilalți. Strigă în gura mare că una din evanghelii spune că Iuda a zis. Și e adevărat că Iuda a zis primul. Alta evanghelie spune că ucenicilor a fost necaș au zis. Cu gura mare n-a fost Iuda. Ucenicii decât au transmis ceea ce el pe la spate lucra, el a rămas în spate. Dar Domnul Iisus, știi cum a spus? I-a răspuns, las-o în pace. Las-o. Și Iuda a știut că Iisus la el s-a adresat. Lasă-o în pace, nu-i face supărare. Să știți, limbajul e foarte direct. Știți ce a făcut imediat după aceea? S-a dus să se înțeleagă ce-mi dați cu preoții, de exact din momentul acela. Nu? Apoi s-a întors în grădină, mai târziu aștepta prilejul nimerit, am să vi-l dau și să știți, semnul este, am să-l sărut. Nu? Și atunci să știți că el este. Și Mântuitorul îi spune că s-a făcut o sărutare, mă vin, tu Iuda. Adică cel puțin vindem așa pe față, dar nu... Adică spune, nu-s de acord cu tine, Iisuse. Vino la mine și spune, nu-s de acord, nu cred în învățăturile tale. Eu vreau să fiu pe o altă linie. E corect, ai dreptul să faci ce vrei până la urmă. Să alegi în viață. Dar nu veni să mă săruți, nu să mă înjunghi pe la spate în timp ce plângea, zice că era milă de Domnul Iisus, a mimat niște lacrimi. Cum ajungem așa, mă, fraților, mă? Cum ajungem așa, mă, de decăzușii asta? Ce mai poate să facă Dumnezeu cu noi când ajungem așa? Știți cum este? Nesinceritatea, știți cum o consider? Nici măcar n-ai plecat pe calea mântuirii. Înțelegi? Când ești pe calea mântuirii și mai ai defecte, în timp se mai pot rezolva, nu? Mai lași unul, mai descoperi unul, dar când ești nesincer, nici n-ai plecat de la start. N-ai început alergarea. Cum să ajungi la capăt? Nu-i vorba că ajungi, n-ai plecat...
Dacă ești nesincer, nici măcar n-ai plecat, să nu ai pretenția că ești pe calea mântuirii. N-ai plecat pentru că primul lucru pe care ți-l face Dumnezeu la început este să facă să iubești adevărul și să urăști minciuna. Orice cale a minciunii, orice prefăcătorie, ceva străin de tine. Sigur, te mai mâni, mai scapă ceva. Eu înțeleg că unii oameni pot să greșească să mintă, deși nu-i scuzabil, sub presiune, să scape viața. Știți că uneori ți-e frică de ceva și spui o minciună, deși n-ar trebui. Nu înțelegeți că este sacră sau e scuzabilă că în anumite circunstanțe sub presiuni facem anumite lucruri, dar ca să minți de bună voie, să inventezi scenarii, ca să faci rău și să devină minciuna o parte integrantă din viața ta, din lucrarea ta, asta e cu totul altceva. Nu e o scăpare, e o trăsătură diabolică, care înseamnă că ai o legătură cu împărăția întunericului organică, ești legat direct. Legat direct de acel lucru. Când un om neprihănit chiar decade și este prins în lațul diavolului, apar trăsăturile acelea diabolice cu care satana impregnează și stigmatizează pe cei captivi minciunea și prefăcătoria. Aduceți aminte cu David, om după inima lui Dumnezeu. Face acel păcat și nu se oprește acolo, știți? Aude, femeia este însărcinată, nu? Nevasta lui Urie Hetitul, da? Și îl cheamă pe Urie Hetitul, este scris în a doua Samuel, capitolul 11 până la 15. La primul verset până la 15. Am să aduc aminte istoria, pentru ca să fim mai scurți, mai preciși. Îl cheamă pe Urie Hetitul și îl întreabă, de ce îl cheamă? Auzi că nevastă sa e însărcinată și ce se putea face? Îl trimitea acasă la nevastă sa? Nu. Și apoi apărea mai târziu un copil care era copilul cui? Lui Urie Hetitul. Era o țesătură, o mișelătorie. David cel sincer, care o să vedeți și afirmă el. Vezi, când te prinde satana în laț, primul lucru care te obligă ca fiind robul lui să-l faci este să treci ce? Acum trebuie să lucrezi pentru mine. Ia armele, minciuna, înșelătoria, prefăcătoria. Și vine Urie și îl întreabă despre război, despre Ioab. De fapt, nu-l chemase pentru așa ceva. Mă uit așa la David, mă uit la noi oamenii. Să știți, când ne prinde satana, intrăm pe linia asta minciunii. Nu știm când începem să mințim, să ne prefacem, să devenim duplicitari. Să știți. Zice, cum e războiul, cum merge, nu te duci și tu, du-te acasă și tu îți dau permisie. Nu, parcă îi dădea permisie. Tocmai lui, de ce tocmai lui? Că te întreb. Unii îi spui întrebarea, că e sincer și caz în laț, nu? Fără să-ți dai seama. Că și David se poate preta cu un om când îl prinde satana, începe să facă astfel de lucruri, nu? Și nu vrea să se ducă acasă. Și doarme acolo, la poartă, doarme acolo cu ostașii care erau la poarta palatului care păzau pe David. Nu ți-am zis să nu ești obosit, n-ai văzut familia de nu știu cât timp, du-te mă acasă, nu? Și îl spune, nu pot să mă duc acasă. Acolo e război, nu era un om fidel. Un om rar întâlnit, prieten adevărat, e posibil să-i măcelărim pe prietenii cei mai buni, care sunt fideli, țin la tine. Dar îi sacrifici, n-ai nicio problemă când intri pe linia lui satana, e înjunghiat și ai abandonat pe loc, nu? Ăsta chiar ținea la David, era un om de principii, mă, nu vrea să se ducă nici acasă, putea să-i spună, dacă ce fac neclar. Nu era niciun păcat ca să ducea acasă, înțelegeți? Era nevasta lui acasă, era David îi dăduse permisie. Era totul corect și în regulă, dar asta e mult mai mult decât corect. E fidel, are sufletul, Ioab e acolo, se luptă, colegii mei, soldații, luptă până la moarte, mă duc acasă la nevastă mea, nu, să mă gorguia, nu? Și nu vrea să facă, doarme. Aolo, David intră, nu știe cum să-l înșele, să-l păcălească, să-l facă să ajungă acasă. Și îl mai cheamă odată, îi dă un dar. Ca să vedeți, încercăm, dăm daruri, dar de ce dăm daruri? Nu că ne pasă de celălalt. Uneori dăm daruri ca să ne atingem scopuri mișele. Și după aceea nu mai dai niciun dar. Din contră, îi spui că e un nenorocit. Îl abandonă și îl înjunghi. Cum a înjunghiat pe Urie, nu? Și a treia oară îl îmbată. Hai să bem împreună, vin, o să mâncăm, să bem. Totul parte dintr-un plan și ret. Noi facem astfel de planuri care au... Trebuie să ne gândim ce vorbim pe la spate. Este exact ce vorbim acasă, exact ce vorbim aici. Ce vorbim cu oamenii este exact, avem o singură măsură peste tot, pentru că ăsta e Dumnezeu, ăstea sunt principiile lui de lucru.
Și celelalte fac parte din împărăția întunericului când umblăm cu astfel de lucruri, să știți. Nu vă amăciți singuri, pentru că diavolul lucrează pe aceste principii, prefăcătoria, șiretenia, viclenia, fățărnicia, minciuna, orice formă de desubtilitate, de neclaritate, de netransparență. Toate fac parte, el lucrează pe ascuns, el denaturează lucrurile, el le face să pară altceva decât sunt și nu se duce nici atunci acasă. Și puțin beat și tot are conștiință mai multă decât David. El nu merge, doarme acolo și atunci nu mai rămâne decât să-i scrie o scrisoare și pentru faptul că știu că ăsta e sincer și nu mă înșală, știu că ăsta nu umblă cu asta, eu dau chiar lui în mână scrisoarea de uciderea lui. În scrisoare spunea lui Ioab, puneți-l în față unde sunt cei mai periculoși luptători răjmași. Nu numai atât, băgați-l în linia întâi și treceți-vă înapoi să rămână singur, fără nicio ocrotire. Și așa s-a întâmplat. Observați când intră pe mâna lui Satana. David, om după inima lui Dumnezeu, începe să prefacă, să minte, să facă planuri diabolice și să omoare, să distrugă, pentru că el ucigaș de la început și mincinos în tot ceea ce face. Te amprentează cu așa ceva. Nu-l lăsa pe diavol, nu intra în jocul lui, nu-i face. Și dacă ai făcut ceva rău, oprește-te. Spune pe față, uite, am greșit, îmi pare rău. Nu merge mai departe, din minciună în minciună, pentru că la un moment dat nici nu mai știi tu care e adevărul. Minți atât de mult, de nici nu mai știi că minți, te prefaci. Ajungi cameleon în orice împrejurare tu ești. Știi cu ăla și cu ăla și cu ăla și cu ăla. Reușim să fim aproape bine cu toată lumea, nici Dumnezeu nu-i bine cu toți. E bine cu cei care iubesc adevărul, dar cu ceilalți nu e relații bune. Nu poți să fii decât pe o singură linie. Știți, la un moment dat au fost momente în istoria poporului Dumnezeu când au fost foarte apostaziați, iar când minciuna, înșelătoria și fățărnicia și dorința de a face rău celorlalți au ajuns trăsături dominante în poporul lui Dumnezeu, întotdeauna au fost duși în robie. Întotdeauna au fost duși în robie. Când în biserică astfel de trăsături, minciuna, înșelătoria, prefăcătoria și dorința de a face rău, de a-l sumina și a-l distruge pe celălalt, deveni trăsături nu unicate, dominante. Să știți că biserica e praf. Satana lucrează acolo. Lucrul acesta se întâmplă în adventism, să știți. Atâtea lucruri de mă uimesc, vă spun sincer. Atâtea rapoarte și câte lucruri am auzit de mă sperii. Ce sunt în stare oamenii să-și facă unii altora? Cât de mult se pot preface? Ce planuri subtile, diabolice, nu te duce mintea la așa ceva? Nu te gândești că cineva poate să facă așa ceva? Iar când lucrul acesta devine trăsătură dominantă în viața unui popor, ăla s-a rupt de Dumnezeu, să știți. Ăla merge în robie. Pe timpul lui Ieremia am să citesc descrierea. Am să citesc descrierea poporului zis al lui Dumnezeu atunci, că nu mai era al lui Dumnezeu în momentul acela. Și știți unde trebuiau să meargă? Știți? Unde trebuia să meargă? În Babilon. În Babilon, când poporul ajunge așa, acolo se duce, acolo este locul, acolo este partea. Nu îl poate Dumnezeu proteja pentru că aparține de acolo. Haideți să veți descoperi, vă rog chiar să subliniați în momentul când citeți descrierile. Ieremia 9 cu 1 până la 11. Profetul plânge, începe să spună, o, dar mi-ar fi capul plin de apă. De mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe morții fiicei poporului meu. O, dacă aș avea un han de călători în pustie, aș părăsi pe poporul meu și m-aș depărta de el. Cum un om care iubea oamenii ajunge atât de disperat și decepționat încât ce vrea să se... Într-un han? Unde să fie hanul ăla? Să doarmă singur cu chirie undeva acolo, în pustie. De ce? Căci toți sunt niște preacurvași și o ceată de nișei. Au limba întinsă ca un arc și aruncă minciuna la distanță, nu? Și nu prin adevăr sunt ei puternici în țară. Au ajuns puternici. Au ajuns să posezi o poziție puternică, o funcție înaltă. Dar prin ce? Nu prin merite, nici printr-o lucrare bună, ci numai prin minciuni și înșelături. Ajuns sus, căci merg din răutate în răutate și nu mă cunosc, zice Domnul, fiecare să se păzească de prietenul lui. Auziți și avertizment în astfel de timpul, să nu se încreadă niciunul din frații săi, căci orice frate caută să înșele și orice prieten umblă cu bârfeli, păzește-te. De ce? Păi dacă te apropii și ești naiv și vrei să continui naivitatea aceasta, îți face ce ți-a făcut Ioab.
Mergi înainte în naivitatea ta, tu zici că e sincer, dar sinceritatea nu e suficientă. Trebuie să ai înțelepciune de la Dumnezeu și cunoaștere de la Dumnezeu. De ce? Pentru că nu poate să existe, să știți, relație. Deci când umblăm cu așa ceva, s-a terminat orice relație între noi. Trebuie să fii un gardă. Nu trebuie să mă uit la tine când te apropii la mine, trebuie să mă uit la mâna ta. Nu la vorbele tale, că nu cred ce spui. Și când îi spune un adevăr printre alte minciuni, n-am cum să-l cred, că nu mai știu când spui adevărul. Trebuie să mă uit la mâna ta, la sabie. Ca nu cumva, în timp ce gura îmi spune pace, frate, și ca atare trebuie ce? În general, ca să nu mă poți lovi, trebuie să păstrezi distanța. Și asta spune că Ieremia trăia într-un timp în care fiecare din partea cui venea solia să se păzească. Deci când se ajunge la un astfel de timp, ce credeți? Că biserica aia mai e biserica lui Dumnezeu? Este locul în care lucrează Dumnezeu? Nu, ăștia merg. Sunt pe moarte, merg în Babilon să fie măcelăriți. În Babilon. Se trag pe sfoară unii pe alții și nu spun adevărul, își deprind limba să minte, se antrenează, se obișnuiesc și se trudește să facă rău. Nu doar că atunci este convenabil și e sub presiune, se trudește să face rău. Inventează, chinește, cum l-aș distruge mai bine? Pe unde aș mai trebui să disemine, să-i termin reputația? Pe unde să mă arunc niște minciuni, niște mizerii despre el, ca tot să aibă dubii și să-l calumniez și să rămână izolat și să ne bătem joc de el? Exact așa. Cum poți gândi? Cum poți să faci lucrul acesta? De aceea așa vorbește Domnul Știrul. Iată, îi voi topi în cuptor, îi voi încerca. Căci cum aș putea să mă port altfel cu fica poporului meu? Limba lor este o săgeată ucigătoare. Nu spun decât minciuni. Cu gura vorbesc aproape lui lor de pace, dar în fundul inimii lor îi întind cursă. Să nu-i pedepsesc eu pentru aceste lucruri, zice Domnul, să nu răzbun eu pe un asemenea popor. Voi face Ierusalim un morman de pietre, versetul 11, o vizuină pentru șacal și cetățile lui Iuda le voi preface într-un pustiu fără locuitor. Care era trăsătura dominantă a acestui popor de căzut? Răutăți și minciună și fățărnicie. Locuința ta este în mijlocul fățărniciei și de fățărnicie. Să nu vor să mă cunoască, spune Domnul. Când un popor ajunge așa, ăla e în robie și fizică și spirituală. Era în robia babiloniană. Cum era poporul la venirea Domnului Iisus? Ce spunea despre conducători? Domnul Iisus, care era caracterizarea? Vai de voi, de câte ori o spune? Obsedant o spune de des. Cărturari erau învățătorii și farisei fățarnici. Și citind peste tot rapoartele cum erau, veneau să-l întrebe, ce zici învățătorule? Dar în realitate, citind că vreau să-l ispitească, să-l prindă, să fabrice ceva despre el, să-l prindă într-o... Domnul Iisus a trebuit să stea, știți cum? Veghere și încordare, nici o clipă de liniște. Nu putem să stăm. Știi când ești cu un om care știi că te iubește și că este un om al adevărului, te relaxezi și tu. Poate te mai scapă gura, un cuvânt așa nepotrivit, o atitudine care nu e cea mai bună, știi că nu profită de tine. Dar când ești cu cineva care știi că poate oricând să întortocheze, să spună ceva, știi cum stai? Încordată aia nu e relație, este o formă de protecție, de evitare, de distanță. Pe timpul Domnul Iisus a avut numai atacuri. Poporul lui din nou devenise cum? Un popor mincinos, nu? Spuneți mai minciuni, spunea Domnul Iisus. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici. Matei 23-27. Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și orice fel de necurăție. Matei 26:59. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot comitetul, soborul, căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omori. Imaginați-vă, toată conducerea bisericii în timpul acela, soborul însemna, a fost cu excepția unuia care era și el confuz și care dorea, Nicodim, care spunea că trebuie să-l ascultăm. Dar ceilalți toți căutau ce? Hai să găsim un plan care să funcționeze, ceva să-l învinim. O mărturie mincinoasă. Nu-i problemă, găsiți pe cineva care vrea să mintă despre el. L-am auzit pe putare că uite ce a făcut Iisus. Și auzi niște mincinoși că există în lumea asta, nu puțin. Și ei raportul din gura lor îl transmis mai departe ca să-l acuze. Auziți ce a făcut fratele cu tare? Auziți ce a făcut cu tare? Asta au făcut pe timpul acela. Ce stare era poporul? Unde era? Era robia română.
Ca și pe timpul lui Ieremia, când erau robia babiloniană, erau robi. Ai păcatul și a venit Domnul Iisus să vă eliberez, dar s-au supărat. Știți, dar era de lucru cu ei. De ce? Pentru că aveau aceste trăsături satanice, diabolice. Legătură în inima, nespus de înșelătoare și desnădejde de rea. După înviere, Matei 28:11, pe când se duceau ele, femeile au intrat în cetate unii din străjeri și au dat de veste preoților, celor mai de seamă, despre toate cele întâmplate. Văzuseră cum s-a cutremurat pământul, cum piatra a fost dată la o parte, strălucirea îngerului Iisus înviase. Aceștia s-au adunat împreună cu bătrânii, preoții cei mai de seamă, au ținut sfat, au dat ostașilor mulți bani și le-au zis, spuneți așa, ucenicii au venit noaptea și pe când dormeam noi, l-au furat. Și dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, vom potoli noi și vom scăpa de grijă. Ostași au luat banii, au făcut așa cum i-au învățat și s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. Așa că rapoartele merg mai departe și alții le cred, care vor să le creadă. Comitetul bisericii, bătrânii, se adună, mituiesc pe ceilalți, dai bani. Dai bani de ce? Să-ți atingi scopurile, nu? Nu-i bunătate, să știți că nu le păsa de soldați, în realitate îi urau pe romani. Dar atunci le zâmbeau și le dădeau bani. Să știți că un fățarnic care vrea să-l taie, să-l distrugă pe o persoană, o să te taie și pe tine și să te distrugă. De ce? Pentru că ăsta e principiul de acțiune al lui. După aceea te casează și pe tine și pe următorul. De ce? Pentru că un astfel de om privește pe ceilalți ca niște pioni pe o tablă de șah, iar pionul reprezintă o piesă dispensabilă. Ți-l poate lua, îl poți sacrifica. Se zice, sacrific un pion ca să câștigi războiul. Și pionul este întotdeauna dispensabil. Îți zâmbește, se pare că te ajută cu ceva, dar după aceea asta e doar pentru scop propriu, pentru interes propriu. Așa cum preoții au dat bani, dar în realitate erau pe romani. Să faci un astfel de scenariu, nu? De ce? Ca să spună că ucenicii l-au furat și lumea mult a crezut. Până în ziua de astăzi se pot duce zvonuri și vești nebune. Așa a proliferat satana minciuna. Prin cine? Preoții cei mai de seamă. Rămâi uimit. Astăzi, liderii bisericii să facă astfel de lucruri, astfel, noi să facem astfel de lucruri ascuns poporului Dumnezeu care spune că așteptăm pe Domnul, nu? Că vrem să facem parte din garda de onoare a Domnului Iisus, poporul cel mai curat, cu cea mai înaltă experiență, cu cea mai mare puritate în viață, nu? Luca 12:1, în vremea aceea când se strânseseră noroadele cu miile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi mai înainte de toate. Știați versetul acesta? Știți ce urmează? Știți. Dar știați că mai înainte de toate păziți-vă de aluatul fariseilor, se călcau cu miile oamenii și le-a spus în plină adunare, aveți grijă, înainte de toate, e atât de important, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia, nu e nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. Ce s-a spus ascuns, spune, voi face ca să se strige pe acoperișul caselor. De ce să te păzești? De ce s-a numit fățărnicia un aluat? Știți ce aluatul? Cât trebuie să pui într-o? În toată frământătura. Puțin aluat. Și ce să facă? Cât o să cuprindă, o să influențeze? Crește și cuprinde? Cuprinde întregul. La un moment dat, trăsătură dominantă devine. Toată experiența ta se duce de râpa. Nu? Nu lăsați fraților să vă cuprindă astfel de trăsături. Unor te cuprind subtil și pe ucenicii îi cuprindeau. I-a avertit de mai multe ori. Feriți-vă de aluatul lui Irod, feriți-vă de aluatul fariseilor saducheilor. Feriți-vă de lucrul acesta. De ce? Pentru că ne despărțim de Dumnezeu într-un mod foarte clar. Indiferent că rămâi cu Biblia în mână, că mai ai pretenții, n-ai nicio legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu adevărului, acel Iisus care a vorbit întotdeauna pe față, acel Dumnezeu al transparenței. Am să citesc două texte foarte valoroase spre final. Vă rog din suflet să le restudiați acasă. Coloseni 3:9 și 10. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi. Observați, trăsătura dominantă care o vorbește Apostolul Pavel, inspirat de Dumnezeu, că este foarte clară că te-ai dezbrăcat de omul vechi, știți că omul vechi care era inima nespus de înșelătoare. Nu vă mințiți, fraților, pentru că voi ați dezbrăcat vechiul. Nu spune de alt, putea să vorbească de un lucru. Spune de unul singur, că primul lucru care te caracterizează că te-ai înnoit este că ai terminat cu ce?
minciuna, fraților, să nu aveți vreo legătură cu minciuna și prefăcătoria. Asta e dovadă că sunteți oameni noi. Sigur, nu vă chinuiți să produceți dovada, că nu puteți. Trebuie să fim oameni noi, să avem Spiritul lui Dumnezeu. Știți cum e numit Duhul? Sfânt Duhul lui Dumnezeu, Duhul adevărului. Duhul adevărului este numit. Iisus este adevărul însuși, iar Dumnezeu suprem e Dumnezeul adevărului. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce a făcut. Efeseni 4 cu 17 la 25, asta e grozav. Pasajul acesta biblic va fi luminator în această direcție. Iată deci ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. În deșertăciunea gândurilor, având mintea întunecată, fiind străin de viața lui Dumnezeu. Observați, cum trăiesc păgânii? Străind de viața lui Dumnezeu. Versetul 20, dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dar un pic, că noi nu suntem. Noi am învățat în alt fel pe Hristos și cum am învățat? Dacă cel puțin l-ați ascultat, dacă potrivit adevărului, care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Și acum atenție! Deci după ce vorbește ce înseamnă păgânismul, străind de viața lui Dumnezeu și ce înseamnă să fii înnoit, să înveți pe Hristos, să fii sfințit prin adevăr, de aceea lăsați-vă de minciună. E primul lucru care îl spune, că sunt trăsăturile care le-ai terminat cu ele în momentul când ești înnoit ca om, ești un om nou, nu? De aceea lăsați-vă de minciune fiecare din voi să spună aproapele sau adevărul, că suntem mădulare unii altora. Știți, noi toți spunem că suntem trupul lui Hristos. Știți care este legea acestui trup? E adevărul. Una din legile de funcționare trupului. Hristos, capul, este însuși adevărul, nu? Da? Eu sunt adevărul, a spus Iisus. Legea de funcționare a trupului prin toate mădularele este adevărul. De aceea, lăsați-l în minciune și fiecare să spună fratelui său adevărul. Ai o problemă cu el, cu mine. Am o problemă. Confruntă-te, spune foarte clar. De ce aș trebui să merg la altcineva, nu știu pe unde, și să împrăștii tot felul de lucruri? Și dacă aș face greșeli, primul om pe care trebuie să-l confrunți, sunt eu. Și dacă aș avea căderi și scăpări, primul lucru pe care îl faci, dacă ești creștin, este să vii la mine și îmi spui, uite, nu e în regulă ce faci, nu? Ce bine ai face dacă ai merge la alții și nu mai spun că încep să minți, încep să denaturezi, încep să calomniezi, încep să spui tot felul de lucruri neadevărate. De ce ai face așa ceva? Ce vrei să obții cu astfel de lucruri? Ce arăți? Nu. Și ce încredere poate să aibă un frate când te descoperă că faci așa ceva tu, nu? Mai spui, da, pot să zic pacea Domnului când inima îmi tremură știind că pot să-mi faci rău? Mai pot să cultiv apropierea de tine? Mai pot să mă deschid vreodată față de tine? Mai pot să te privesc că ești fratele meu care pot să-mi ții spatele în momentul când sunt într-o misiune grea sau un moment greu? Sau poate o să ajung slab, nu, și o să am o cădere. Pot să sper de la tine ce? Decât că mă vei tăia, vei aștepta momentul acela ca să mă distrugi. Dacă inventez lucruri despre mine, dar ce va însemna ca să fac anumite lucruri rele în realitate, nu voi putea să primez măcar puțină clemență, puțină milă sau înțelegere ca orice om care poate să cadă, nu? Au căzut, ați văzut oameni. Nu este, trăiești într-o teroare și relațiile se distrug. Când începem așa ceva, se termină biserica lui Dumnezeu. A fost întotdeauna cauză de apostazie și de decădere poporului Dumnezeu. A mers în robie când a făcut lucruri de genul acesta. Psalmul 17, cu 1 și 2. Doamne, ascultă-mi pricina nevinovată, ia aminte la strigătele mele, preacă urechea la rugăciunea mea făcută cu buze neprefăcute. Să se arate dreptatea mea înaintea ta, să privească ochii tăi neprihănirea mea. Și acum el spune care e neprihănirea. Dacă îmi vei cerca inima, dacă o vei cerca noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic. Că șemie se din gura aceea și gândesc. Asta este declarația lui despre neprihănirea lui. Ce ți iese din gură, exact aia să și gândești, aia să ai în inimă. Nu să spui altceva. Dacă n-ai cuvinte, dacă nu te interesează de mine, nu mă întreba ce fac. Dacă nu mă suporți, nu veni să vorbești cu mine. Înțelegi? Nu spune pace dacă ești în război cu mine. De ce să-mi spui pace când tu, de fapt, urmărești să mă distrugi? David spunea că asta e declarația lui de neprihănire. Ce mi este, dacă îmi vei cerca, și asta a fost rugăciunea la Dumnezeu, Doamne, cercetează-mă și o să vezi că ce
Știți, pe timpul lui Iurie, când a fost cu Urie, n-a mai fost așa. Ce ieșea din gură nu gândea așa. Gândea altceva, avea un alt plan în minte și cuvintele gura îi spunea cu totul altceva. Poporul lui Dumnezeu din vremea din urmă, prin Evanghelie, Evanghelia veșnică va purta marca lui Dumnezeu pe frunțile lor. Știți, vor avea scris numele lui Dumnezeu și numele Mielului. Și vor fi eliberați de orice legătură cu minciuna și prefăcătura. Nu vă gândiți că facem parte din poporul lui Dumnezeu dacă cea mai mică depărtare de la sinceritate și de la adevăr în inima noastră. Dacă avem astfel de planuri subtile sau diabolice, nu facem parte. Nu mutarea la munte ne face ca să fim mântuiți sau din poporul lui Dumnezeu. Poți să faci aici răutăți, poți să strigi lucrarea lui Dumnezeu. O să arunci dezonarea asupra lui Dumnezeu. Apocalipsa 14:1. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său și în gura lor, versetul 5, nu s-a găsit minciună, că sunt fără vină înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și am văzut, versetul 6, un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Oamenii ăștia au fost sigilați cu această evanghelie veșnică, despre ei se spune că în gura lor nu s-a găsit minciună. Poate au mințit pe în trecut vreodată, dar au fost înnoiți prin adevăr și au terminat cu orice legătură cu minciuna, să știți. El zicea cu glas tare, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Credem oare că aceasta este olia timpului nostru? Spune să avem temere de Dumnezeu, fraților. Cum putem crede că există Dumnezeu când mințim? Fără să nu ne gândim că ne aude, că ne vede cineva? Probabil că nu. De fapt că nu mai credem că există Dumnezeu, nu credem că Dumnezeu e omniprezent, nu credem că Dumnezeu e cu noi. În timp ce inventăm lucruri, cum ascultăm noi de solia? Temeți-vă de Dumnezeu. Și cum credem noi că a sosit ceasul judecății? Dumnezeu mă judecă pe mine în timpul ăsta. Te judecă pe tine în timpul ăsta, nu? Cazul tău e deschis în fața inteligențelor cerești care văd până și tresăririle inimii și orice cută a inimii, nu? Și ce vede în timpul acesta? Că nu e adevăr în mine. Că eu mă chinuiesc să mint. Că eu mă prefac. Că eu fac rău. Asta să fie atitudinea noastră în timpul zilei ispășirii, asta să fie atitudinea noastră de oameni care vor să facem parte din garda de onoare a Domnului Iisus? Psalmul 15:1-3. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul de inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său, și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. Este descrierea clară. Cât din frazele acestea nu clevetește, spune adevărul din inimă, nu aruncă o cară asupra aproapelui, nu face rău semenului. Observați, acela va locui în cortul lui Dumnezeu. Iată cortul lui Dumnezeu. Oamenii, vrei să fii în cortul lui Dumnezeu, alături, în compania îngerilor sfinți, trăsătura este, spune adevărul din inimă. Lasă-te de minciună, lasă prefăcătoria, care e ca un virus care diseminează și te distruge în întregime. De ce să ne facem rău? Dacă nu putem să ne ajutăm cu ceva, cel puțin hai să ne hotărâm, să nu mințim despre el. Hai să ne hotărâm cel puțin, mă, nu-l suport, poți să trăiești la distanță de el. Înțelegi? Nimeni nu te obligă ca să îi fii companie. Dar de ce să-i faci rău? De ce să diseminezi minciuna la distanță? De ce l-ai distruge, nu? Crezi că e o lucrare fericită? Crezi că asta face Dumnezeu? Crezi că asta face poporul lui Dumnezeu în timpul din urmă? Asta e trăsătura, caracteristica mântuiților. Frații mei, trebuie să facem o reformă. Trebuie să facem o schimbare prin harul lui Dumnezeu, pentru că altfel nu vom mai avea nici conștiințe care să ne spună ce e bine și ce e rău. Dacă ați simțit vreun pic, aveți o problemă în direcția aceasta, nu vă războiți cu cuvântul, că aici ce am citit scrie, să știți. Scrie, nu e un verset interpretat sucit, este ceea ce spune Biblia. Asumați-vă fiecare, nu vă gândiți la alții ce ar trebui să facă, hai să ne gândim la noi fiecare. Să ne pocăim, pentru că altfel nici Gehazi n-a sfârșit-o bine, nici Iuda n-a sfârșit-o bine, nici Ioab n-a sfârșit-o bine, nici acel popor pe timpul Ieremia n-a sfârșit-o bine, nici preoții și poporul evreu în timpul Domnului Iisus n-a sfârșit-o bine. Nu o să sfârșească, afară sunt mincinoșii cei care trăiesc în minciună împreună cu vrăjitoria și relele, are o dedicație specială afară, nu la Dumnezeu, pentru că asta înseamnă să fii străin de viața lui Dumnezeu. Să ne binecuvinteze Dumnezeu ca să fim onești, transparenți, sinceri, cinstiți, integri.
pentru ca să putem să fim într-adevăr copiii lui Dumnezeu care se reflectă de Dumnezeu adevărului. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Amin.